Este o zi foarte importantă pentru orașul meu. Avem 530 de ani de atestare documentară. Festivitatea de astăzi, la care participați și vă mulțumesc din nou, avem trei momente importante. Festivitatea de deschidere, care a început. Momentul numărul 2, lansarea unei cărți, un secol de istorie în fotbalul argeșan și în momentul numărul 3 avem primirea unui donație a unui ceas floral din marmură de la o localitate din Grecia, înfrățită cu orașul Miuni. Astăzi este o zi foarte importantă pentru noi, pentru români. Și ne bucurăm că ziua noastră a coincis cu data de 26 iunie 2015, în care se sărbătorește Ziua Tricolorului Românesc. Vă invit să ascultăm imnul României, interpretat live de un profesor al Centrului Cultural, Denisa Ligiuță. Efortul și abnegația fiecăruia dintre dumneavoastră, locuitorii orașului Mioveni, desigur, cu sprijinul colegilor, al aliaților din instituții, de la guvern, de la parlament și vreau să vă spun, domnule primar și domnilor consilieri, și onorată audiență, că avem printre noi o forță a stabilității și a echilibrului, reprezentată astăzi prin Organizația de Femei a Partidului Social Democrat. Avem multe colegii, medici, profesori, dar și secretar de stat în cadrul Guvernului României și, de asemenea, doamne colege care sunt parlamentari alături de Ana, doamna Aurelia Cristea, este doamna Doina Silistru, senator, Gabriela Crețu, senator, nu vreau să uit pe cineva, le-am pe colegele mele, cei doi stâlpi, secretarul de stat, doamna Ioana Cazacu, la Departamentul de Egalitate de Șanse și copiii care sunt reprezentați astăzi de către doamna președintă, secretar de stat Gabriela Coman de la Autoritatea pentru Protecția Copiilor. Vreau să vă spun în mod foarte clar că Mioveniul este unul dintre punctele importante pe harta economică a României. Și acest lucru se datorează modului în care se lucrează în echipă,
eforturilor pe care le-ați depus dumneavoastră, toți cei aici de față și bazat pe un parteneriat corect între guvern și autoritățile locale, așa cum obișnuim să lucrăm. Aș vrea să vă asigur în continuare că guvernul va lua mai multe măsuri socioeconomice, astfel încât să venim în sprijinul dezvoltării și menținerii investițiilor, a locurilor de muncă și aici în Mioveni, dar și în toată țara. Și vreau să vă asigur de toată implicarea, angajamentul nostru de a face împreună cu dumneavoastră, pe baza dialogului și cu societatea civilă, și vreau să salut reprezentanții organizațiilor neguvernamentale, ai partenerilor noștri sociali, delegațiile venite din statele vecine nouă și prietene, pentru a conlucra împreună pentru dezvoltarea Miovenului. Dacă vorbim de dezvoltarea Miovenului, vorbim de dezvoltarea întregului județ și vorbim totodată de măsuri pentru dezvoltarea României. Vrem ca aceste măsuri pe care guvernul le ia în parteneriat cu dumneavoastră, măsuri socioeconomice, să se resimtă în buzunarul fiecăruia dintre cetățeni. Să ne dorim succes, Dumnezeu să ne ajute la mulți ani și vă felicit pentru modul în care ați reușit până acum și sunt convinsă că aveți toată determinarea ca să continuați cu menținerea și atragerea investițiilor. Pentru că tot ceea ce facem, facem pentru oameni. Dumnezeu să ne ajute! Mesajul care ne-a transmis și plus valoarea care în perioada următoare ne va aduce, sunt sigur că va fi capitală regională. Invit să ne adreseze mesajul pe doamna europarlamentară Viorica Dăncilă. Dragi, stimați locuitori ai orașului Mioveni, stimați invitați, dragele mele prietene și prieteni, la noi, la români, se spune că sărbătorile se fac în familie. Acum dumneavoastră aveți o sărbătoare importantă pe care familia locuitorilor din Mioveni a ales să o facă împreună cu noi. Și suntem mândri de faptul și onorați de faptul că ați ales să ne invitați în rândurile familiei dumneavoastră pentru a sărbători împreună acest eveniment important. Am venit la Mioveni nu atât de des cât aș fi vrut, pentru că timpul nu mi-a permis acest lucru, dar aș fi venit pentru că e un oraș deosebit, un oraș cu oameni calzi, un oraș cu oameni harnici, un oraș în care, pe zi ce trece, se vede că se mai pune un lucru la o piatră de temelie. Chiar dacă nu am venit atât de des pe cât mi-aș fi dorit, am știut întotdeauna ce se întâmplă în Mioveni. Am știut despre fiecare realizare a dumneavoastră, dar și despre lucrurile pe care le-ați fi vrut și nu ați putut să le realizați. Am știut pentru că atunci când vorbește de Mioveni, domnul primar Georgescu Ion vorbește de familia lui. Am știut ce se întâmplă în Mioveni, pentru că colega mea, Simona Bucura Oprescu, vorbește despre Mioveni ca de locul din natal. Am știut ce se întâmplă, pentru că Șerban Valeca vorbește cu mândrie de fiecare realizare a dumneavoastră. Și atunci, chiar dacă nu am fost prezent aici, am știut că tot ceea ce se întâmplă aici se datorează unor oameni care sunt uniți, unor oameni care își iubesc localitatea, unor oameni care vor binele localităților și vreau să-i felicit pe domnul primar, pe consilierii locali și județeni, vreau să-i felicit pe deputați și senatori și să vă felicit pe dumneavoastră toți, locuitorii orașului Mioveni, pentru că sunt convinsă că numai împreună, prin înțelegere și prin dorință reciprocă de a avea progrese, puteți realiza foarte multe lucruri. Mă bucur că sunt aici în zi și de
Sărbătoare națională, ziua tricolorului, un tricolor pe care noi, europarlamentarii români, îl purtăm mereu în suflet și încercăm ca de fiecare dată să fie pe culmi cât mai înalte. Și aș putea spune că astăzi sărbătorim cu adevărat o zi națională la Mioveni, pentru că alături de mine sunt prezente colegele mele din toată țara. Deci am putea spune că noi, toată țara, vă sărbătorim astăzi pe dumneavoastră la Mioveni. Eu vă doresc ca să vi se îndeplinească toate dorințele dumneavoastră legate de perspectiva viitoare a orașului Mioveni. Vă felicit pentru tot ce ați făcut, vă felicit pentru tot ceea ce vreți să faceți și implicarea de care dați dovadă și vă doresc ca să ne întâlnim împreună și la 600 de ani de atestare documentară, în aceeași formație, alături de tânăra generație care va trebui să continue ceea ce dumneavoastră ați început, ați realizat, alături de echipa minunată pe care o aveți și alături de oamenii din Mioveni. La mulți ani și să aveți o zi cu adevărat frumoasă, o zi în care să zâmbiți, așa cum a spus doamna ministru Rovana Plumb, să vă bucurați împreună de tot ceea ce ați realizat și această zi să fie o zi în care să rămână în sufletul dumneavoastră, așa cum a rămas în sufletul nostru, o zi foarte frumoasă și foarte importantă. La mulți ani! Primar, mai devreme, doamna Maria Lasă, secretarul general al Organizației Naționale de Femei a PSD, îmi spunea, ar fi frumos, trei femei una după alta. Eu recunosc faptul că n-am avut niciun fel de regie astăzi pentru momentul acesta. Și recunosc în același timp, astăzi, pentru toți cei care sunt prezenți, că, după cum spunem noi, inima Partidului Social Democrat, inima social-democrației, adică Organizația Națională de Femei a PSD, astăzi bate foarte puternic din județul Argeș, fiindcă vreau să ne mai aplaudați odată, fiindcă acum la Mioveni suntem prezente din absolut toate județele României. Colegele noastre și dragi colegi, îmi cer scuze în fața voastră pentru faptul că n-am putut să vă nominalizăm pe fiecare dintre voi, fiindcă fiecare dintre doamnele care sunt prezente aici sunt miniștri, europarlamentar, secretar de stat, deputat, senator, președinți de organizații, fiecare dintre dânsele, de fapt, având o contribuție importantă pentru România. Ei bine, astăzi ne-a onorat cu prezența în deschiderea zilelor de la Mioveni și cum ziua de astăzi este și ziua tricolorului, noi am vrut în felul acesta să arătăm că România în ansamblu este prezentă în Argeș și la Mioveni. Fiecare dintre noi purtăm un simbol național și în același timp, dragi colegi, mi-ar fi plăcut ca de la Mioveni, orașul tinereții, orașul cu cea mai scăzută medie de vârstă din România și în același timp orașul constructorilor de mașini, să plecați fiecare dintre voi acasă cu un Duster. Dar, sper măcar, fiecare dintre voi astăzi acasă, să plecați cu îmbrățișarea caldă a unui argeșan sau argeșence, să plecați cu un gând bun de la fiecare dintre noi și cu ideea, chiar dacă tot ceea ce s-a făcut astăzi aici, s-a făcut la rugămintea noastră, prin votul vostru, dar totul a fost, nimic nu a fost organizat dinainte, totul s-a organizat pe loc și vă mulțumesc pentru asta, dar tot ceea ce s-a întâmplat aici reprezintă un semn de respect pe care noi am încercat să vi-l arătăm vouă și pe care voi ni l-ați arătat nouă, făcând efect votul ăsta extraordinar de a întrerupe ședința Comitetului Executiv Central și de a veni la Mioveni. Vă mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră și vă așteptăm alături de tot ce înseamnă conducerea administrativă și politică a Mioveniului cât mai des aici. Nu uitați! Fiecăruia dintre noi, ne spunea Doina Drețcanu anul trecut, uneori ceea ce facem se pierde, dar niciodată nu uităm cum ne-am simțit într-un anume loc. Sper că aici să vă simțiți excelent și să reveniți de fiecare dată cu plăcere. Numai bine! Știți că avem două programe. Cash și programul ăla. Dacă domnul deputat, diaconul, dacă domnul... Excelență, primarul orașului Mioveni,
Ion Georgescu și Consiliul Local Mioveni, cu prilejul zilelor orașului Mioveni, la aniversarea 530 de ani de la prima atestare documentară, precum și pentru meritele deosebite în promovarea și dezvoltarea orașului Mioveni și a județului Argeș. La mulți și fericiți ani, să ne vedem toți și la aniversarea a 1000 de ani. Domnul ministru, domnilor și doamnelor parlamentari, stimați invitați, dragi locuitori ai orașului Mioveni, sunt nespus de onorat că astăzi mă aflu aici, într-un moment aniversar atât pentru statul român, pentru România, ziua drapelului național, cât și pentru comunitatea dumneavoastră. Vreau ca în numele Guvernului României, al primului ministru Victor Ponta, să vă adresez tuturor celor de aici un sincer la mulți ani. Aș vrea să menționez un lucru care probabil că s-a spus, probabil că îl simțiți cu toții, dar care niciodată nu este suficient de mult reamintit. Orașul Mioveni, dincolo de dorințele și aspirațiile noastre de a fi, așa cum este meritos, capitală regională sau municipiu al județului nostru, este un pol sociocultural, un pol uman, un pol al dezvoltării tuturor ramurilor de activitate din județul nostru, un oraș și o zonă de importanță deosebită atât pentru județul Argeș, cât și pentru întreaga regiune. Cred cu tărie în destinul orașului Mioveni, în lucrurile care se întâmplă în orașul Mioveni și cred cu tărie că astăzi, aici la Mioveni, la 530 de ani de atestare documentară, putem să dăm un nou suflu alături de conducătorii administrative dumneavoastră, alături de invitații deosebiți pe care îi aveți, acestui oraș minunat și acestui oraș de importanță covârșitoare pentru județul Argeș. Vreau de asemenea ca în numele Guvernului și al instituției Prefectului Județului Argeș, pentru Consiliul Local și pentru primarul Ion Georgescu, să acord o plachetă de onoare care să ateste faptul că astăzi, în 26 iunie 2015, prin această plachetă acordată domnului Ion Georgescu, primarul orașului Mioveni, cu prilejul organizării zilelor orașului Mioveni și împlinirea 530 de ani, este semnul aprecierii contribuției aduse la dezvoltarea comunității locale, la promovarea tradițiilor județului Argeș. Vă mulțumim pentru ceea ce faceți aici. La mulți ani Mioveni, la mulți ani Argeș, la mulți ani România! Mulțumim, ne-ați încurajat și să știți că este o zi istorică, 530 de ani de atestare documentară. Ține minte ce ați promis, capitala regională.